găsit tuturor la horoscopul zilei de 1 decembrie. În primul rând, la mulți ani tuturor celor care sunteți români oriunde v-ați afla. Apoi, la mulți ani celor care v-ați sărbătorit ieri ziua onomastică, Sfântul Andrei și urmează și Sfântul Nicolae, acuși. Așa încât suntem într-o mare de la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Vă mulțumesc că mi-ai urmărit activitatea și hai să vedem ce se întâmplă astăzi pe cer 1 decembrie. Ca formă de amuzament este ziua națională a României, dar este și ziua Islandei, unde trăiesc. Așa încât eu voi sărba două zile naționale într-una. Ok. Pe cer, astăzi, vom trece de la energia lunii în balanță, la energia lunii în scorpion. Așadar, emoțional vor exista niște fluctuații care s-ar putea să ne afecteze în relația cu femeile. Vom fi mai nu neapărat încăpățânați, dar cu siguranță ne va fi foarte greu să luăm niște decizii, să facem afirmații, să spunem hotărât vreau asta sau vreau asta. Va fi mult mai dificil să punctăm anumite elemente pentru că punctul nostru de vedere se va schimba cu foarte mare ușurință de la un moment la altul. În a doua parte a acestei zile, când luna intră în semnul scorpionului, vom avea un alt tip de abordare. Va fi aceea a lui totul sau nimic. Nu luăm prizonieri, mergem pe o anumită direcție și numai pe aia ne înscriem și va trebui să învățăm să nu fim extrem de radicali, pentru că acolo va fi punctul nostru de vulnerabilitate în a doua parte a zilei, respectiv radicalismul și vom merge numai pe o singură opțiune, numai pe o singură idee, lucru care s-ar putea să complice puțin relațiile noastre sociale. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte, nu înainte de a-ți reaminti să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări pe YouTube. Și mai vreau să-ți reamintesc că horoscopul ultra detaliat al lunii decembrie se află, se poate achiziționa de pe bilete.ro. Așadar, horoscopul ultra detaliat cu un bonus surpriză care sunt convinsă că îți va fi de mare, mare folos în viitor ție și celor dragi. Ai acest bonus inclus în horoscopul ultra detaliat al lunii decembrie, așa încât să-ți fie de folos dacă alegi să îl achiziționezi. Ok, trecem la horoscopul zilei. Începem ca de obicei cu Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi este o zi absolut excelentă pe două direcții pentru semnul tău zodiacal. Prima ține de comunicare, negociere, exprimarea unor intenții, exprimarea unor dorințe. Iar a doua direcție ține de relația cu bărbații care se vor implica foarte mult într-un proiect al tău, într-o problemă de-a ta, într-o situație și te vor ajuta extrem de mult. Așadar, indiferent dacă ești femeie sau bărbat berbec, zona bărbaților astăzi este foarte bine susținută pentru tine. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Niște probleme financiare sau niște limitări financiare îți dau ceva bătaie de cap. Este o zi în care taurii trebuie să fie foarte atenți la modul în care își cheltuie banii și mai ales stai departe de cumpărăturile online, pentru că dacă intri acolo, spui că ai să cheltui, nu știu, o centimă sau ceva nesemnificativ, după care ai să vezi că arunci bani în stânga și în dreapta excesiv. Așadar, fii mai rezervat, fii mai prudent cu modul în care cheltui banii. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi este o zi în care
Nevoia ta de libertate sau de exprimarea ideilor, ori de manifestarea opiniilor pe care le ai, va intra în strânsă contradicție cu autoritățile, cu persoanele în vârstă, cu șefii sau cu coordonatorii tăi de proiect. Ai grijă ce exprimi și mai ales la modul în care exprimi lucruri, pentru că s-ar putea să pui prea mult patos, să pui prea multă pasiune și de aici până la un conflict este doar un singur pas. Și încă ceva, s-ar putea ca femeile gemene sau cu marcaj pe gemeni, ascendent pe gemeni, luna natală în gemeni, să aibă o formă de gelozie față de alte doamne și de aici să ai o stare extrem de fluctuantă emoțională. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Astăzi ai să fii extrem de vulnerabil emoțional. Ai să treci cu rapiditate de la o extremă la alta. Și dacă în prima parte a zilei ai să fii extrem de indecis, n-ai să știi pe ce drum te afli, după prânz o să fie o schimbare de 180 de grade și ai să fii un mic dictator, așa încât astăzi recomand racilor, indiferent dacă sunteți femei sau bărbați, luați-o foarte ușor în exprimarea intențiilor voastre, pentru că riscați ca prin această formă de comportament să-i afectați pe cei din jur destul de serios. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. O zi foarte bună pentru comunicare. O zi excelentă să bați în cuie niște decizii importante și te vei bucura de sprijinul unei persoane importante sau de sfaturile unui om foarte experimentat. Este o zi în care leul reușește să rezolve social niște lucruri extrem de importante. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Niște acte nu mai suferă amânare, nu mai poți să amâni la nesfârșit. Fie încheierea unui contract, fie semnarea unui contract, deci nu mai prea merge să te fofilezi. În schimb, ai să beneficiezi de ajutorul unei femei care s-ar putea nici să nu o cunoști prea bine, dar care îți dă niște sfaturi legislative foarte bune. Este o zi în care fecioara are nevoie de mult mai multă organizare decât de obicei și este nevoie să fii cât mai centrat sau centrată pe propriile tale nevoi. Încearcă să-ți urmărești obiectivul, țelul și destinația fără să te lași distrasă sau distras de problemele celorlalți. Balanță, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Vești din străinătate, vești de peste hotare, de foarte bună informație, de foarte bun augur. O femeie îți dă o veste legată de un potențial loc de muncă, o potențială rezolvare financiară, îți aduce o soluție. Și bineînțeles că te bucuri de aceste informații, pentru că sunt excelente. Este o zi în care relația cu tot ceea ce înseamnă străinătate, de la loc de muncă la persoană iubită sau rudă sau prieten sau cumpărături în străinătate, o relocare în străinătate, primește un mare ok, este foarte, foarte bine susținut. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Astăzi începi ziua în forță, ai foarte multe lucruri de rezolvat și le vei face cu multă eficiență. Ai grijă după prânz să nu devii mai sensibil și mai influențabil, pentru că asta poate distruge o zi care a început foarte bine. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului.
Tu lucrezi încet și sigur la ascensiunea ta socială, dar această ascensiune socială sau recunoașterea ta socială se va realiza numai în cadrul unei echipe în care te evidențiezi sau cu ajutorul unor prieteni care vor pune o vorbă bună pentru tine în interacțiunea cu o autoritate sau cu o persoană care are putere decizională. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Vise profetice. O zi în care conexiunea voastră la lumea nevăzută este absolut incredibilă. Reușiți să luați niște decizii foarte bune privind o vânzare, o închiriere sau o achiziție. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Astăzi sunt foarte multe emoții, care mai de care mai diverse. Este o zi în care Vărsătorii pot să ia niște decizii importante privind ascensiunea lor socială și luați o hotărâre care vă influențează foarte mult viața de zi cu zi, așadar vă duceți într-o direcție unde chiar puteți să obțineți niște răspunsuri importante sau să luați niște decizii importante privind activitatea voastră. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Rezolvați ceva legat de bani, fie că este o returnare de împrumut, fie că este o oportunitate financiară. Nu uitați cu piciorul. Este o zi foarte bună pentru peștii care au de investit, de cumpărat sau de vândut lucruri. Și bazați-vă foarte mult pe intuiție, pentru că astăzi această intuiție vă va feri de decizii negative. Dragii mei, vă îmbrățișez cu mult drag, acesta a fost horoscopul zilei de 1 decembrie. La mulți ani încă o dată tuturor românilor oriunde v-ați afla. Vă mulțumesc că mi-urmăriți activitatea și nu uitați că urmează și alte filmări cu alte teme, așa încât dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări, apasă butonul subscribe, în română este butonul abonează-te. Pe curând tuturor! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează, în acest caz Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul trad detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia, în cazul meu este zodia leu un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe ăsta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați,
comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm, clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!